Tu, ursule. A fost toată ziua cu netale, Iancu. Da, da, acum, după masă, da. A venit Mara și apoi a venit și eu. Cum mai avem de stat. A fost în deal aici, băi, că s-a săturat. A fost iarbă? Este aici, da. Ei, ia cale de la măr. Pișcă, Pichi! Pișcă! Zile, Pichi! Zile, Pichi! Bine, Pichi! Așa, Firga! Un cățel foarte bun. Abia așteaptă să meargă coirile pe imaș la munte. Hai, Pichi! Hai, Pichi, tu ești baza. Tu cu Firga o să mergi după ele. O să fie un ajutor mare. Pichi, frumosule. Bravo, mă, frumosule. Iescu. A, bană. Haideți, domnul Arpi, că vă filmez. Haideți, Mieluță. Mai rămas sedul în spate, dar ăla așa rămâne, așa-i? Acum, după ce au supt laptele de la oi, după ce au mâncat laptele de la oi, vin și mănâncă făină, o tavă. Sunt foarte bine îngrijiți. Le dau drumul în picioare, haideți, Mieluță. După cum v-am mai zis, miei care sunt marcați cu roșu pe spate o să rămână. Sunt mieluțe și un berbec.
berbec cu aceste de aici, oașiș. Un berbec de viitor. Cu coada până jos. I-ai căutat pe aia la alții? Căutam pe aia la alții. E capră! După cum vedeți, aici sunt numai doi ieduți, pentru că ceilalți au fost duși la decornificare. După ce au lăptat mieluții, le mai scoatem o oră afară să pască. Băi, ce faceți, măi? Ce faci, măi, frumosule? Ce e, mă? Ursul, hai, ciuca, mă. Ursul? Ursul? Iancu? Ursul? Uitați. Ce frumos sunt. Ce pereche frumoasă. La înălțime, ursul l-a întrecut pe Iancu. Și ursul la 8 luni. Și o să mai crească mult mai mare. Să mă apuce la putere, că e... Că e... Să vă zic câteva cuvinte despre această capră. Deci are numai un corn. E un inel de plastic, se pune cu un aparat pe corn în jos, la baza cornului. După care, maxim de o lună jumate, cornul îi cade. Și uitați ce frumos a rămas. Zona unde a avut primul corn. Adică celălalt corn. Uitați, curat, frumos. Și acum și ea s-a cumințit din cauza asta. Pentru că a fost foarte rea, pentru că bătea oile și caprele. De când i-a căzut cornul, nu mai bate deloc nici oile, nici caprele. S-a liniștit un pic. Hai mai ursule, ce ai găsit? A găsit un os foarte mare. Cred că este un os de vită. Jumătate din craniu. Ursu, hai Iancu aici și tu. Iancu, hai mai frumosule. Uitați-l că vine și bătrânul. Este un câine cu minte, Iancu. După cum vedeți, n-a venit să ia osul lui ursul. Și dacă ursul are numai 8 luni. Și, bineînțeles, Iancu are toată experiența din lume. La vârsta de 9 ani, este un câine exemplu. Bravo, măi! Bravo, măi, copii! După cum vedeți, oile sunt unse. A fost unse acum o săptămână. Din păcate, nu am reușit să vin să filmez acest lucru. Mi-am dorit mult, dar din cauza serviciului nu am reușit să ajung. Într-o zi le-a tuns pe toate și au fost unse manual cu foarfica.
mai trebuie să le mai să le îmbăieze înainte să meargă în munte. Acum câteva zile ursul nu s-a simțit prea bine, nu știu din ce cauză, a fost foarte moleșit și mie mi-a fost frică să nu-i pățească ceva, dar din fericire și-a revenit foarte, foarte bine. Este tânăr, puternic, masiv. Uitați, au fost aduși iezii, v-am spus mai înainte în acest videoclip, au fost duși la decornificare, au fost duse ieduțele, toate patru ieduțele. Acum abia au așteptat să ajungă la mămica lor. Au fost duși la decornificare pentru a nu le mai crește coarne. După cum vedeți, în zona capului au o mică rană. Este un procedeu foarte simplu. Asta este ieduța, care este soră cu celelalte două gri. Ce bine a acceptat-o capra roșie. Capra roșie a avut și ea la rândul ei doi ieduți, dar din păcate au murit după ce i-a fătat. Și uitați ce bine a acceptat-o. Uitați, nu sunt supărați deloc, sunt vioi, aleargă, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Iancu, hai măi frumosule. Mulți m-ați întrebat despre semnul de pe nas al oilor. O să fac un video special numai cu această întrebare pe care am primit-o în zilele care urmează. Și o să vă dau un răspuns la această întrebare. Ce semnifică semnul de pe nasul oilor? Bărdu! Da. Oh, bărdu! Oh.
Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să lăsați un comentariu și să-l distribuiți. Respect!